Salutare tuturor! Bine ați venit la un tutorial de Photoshop, numai pe Photoshop Tutro, actual CG Arts. Eu sunt Cosmin, iar în acest tutorial voi încerca să vă învăț cum să creați un text de Halloween cu o temă de Halloween, eu l-am denumit Horror, să vedem, uite cam așa o salate. Totul se face numai din Layer Styles, nu se aplică nicio textură din afara pachetului default din Photoshop. Așa că este ușor pentru toată lumea să facem chestia asta. Singurul lucru pe care l-am luat din afara Photoshop-ului este background-ul, care este o textură din piele. O puteți o da din descriere, este un link către website și către website-ul meu și din website puteți să dați acolo un pachet de resurse special pentru voi. Bun, deci hai să începem. Vom da file un nou fișier, vom crea un nou fișier cu dimensiune de 1280 cu 720 sau ce dimensiuni vreți voi, ce dimensiune are, ce rezoluție are ecranul vostru, depinde pentru ce vreți să folosiți. Eu voi folosi un meu 280 cu 720 pentru că îl voi folosi mai apoi pe poz de thumbnail la acest uh, tutorial. Bun, deci 1280 cu 720, rezoluția de 72 de pixel pe inch este foarte bună, RGB de 8 biți, background content nu contează. Dăm OK, s-a deschis o nouă fereastră. Dacă vreți să folosiți textura Puteți să dau la cum am zis. Eu o să o folosesc din nou pentru că dă bine ca fundal. O tragem în noul fișier. O aliniem. Bun. Asta este background-ul. Iar apoi vom crea un text. În același pachet pe care ți vedeți da cu acest background, veți downloada și fondul de care aveți nevoie ca să vă să textul la fel ca acesta. Fontul se numește Slop, s o -P. îl puteți găsi și pe dafont.com sau îl puteți da din descriere, cum vreți. Bun, deci eu l-am deja downloadat. Dăm, apăsăm T sau mergem aici la iconița T pentru text. Selectăm fontul Slop, căutăm Slop aici. Alegem culoarea alb inițial ca să se vadă textul pe acest fundal și mărim un pic, să zicem, la 48 de puncte, regular, cu smooth aici. Bun. Dăm click ca să începem să scriem și vom scrie, hai să păstrăm tot horror. Horror ca să iasă destul de bine. Vedeți, scrisul este mic. Dați control A în timp ce sunteți cu textul cu cu de text selectată și mărim de aici ținând click pe iconița T și trecând în dreapta până se mărește textul cât vrem noi de mult. Să zicem că atâta este foarte bine, 340 de puncte. Dăm OK cu V de la scurtătura pentru Move Tool. Mutăm textul până în centru. Ca să-l mutăm fix în centru, vom merge la Window, la View, pardon, la View și New Guide. Vertical și vom scrie 50%, dăm OK. Și vedeți că a apărut o linie de ghid care este fix pe jumătatea documentului. Vom merge din nou la View, iar New Guide, numai de data asta selectăm Horizontal și Position tot 50%. Ok. Și astfel avem centrul documentului, iar din, uh, din Window, tot din View de fapt, puteți să uh, selectați Snap to, Snap de fapt, uh, pentru ca textul să se ducă fix pe liniile de demarcație. Așa că mergem. Selectăm horror, cu Tool, move tool-ul selectat și cu shift-ul apăsat mutăm textul până vedeți că se duce fix pe linia de... pe liniile de demarcație. Așa este. Bine. Acum, ca să ascundem aceste linii, nu să le ștergem, ci doar să le ascundem, folosim control-H. Control-H au dispărut. Ca să le arătăm, să reapară, apăsați control H din nou. Bun. Acesta este textul de bază. Acum vom aplica efectele dând dublu click pe Layer, nu pe text, ci pe Layer. Și a, apărat, a apărut Layer Styles aici. Îl aducem să se vadă. Și acum vom folosi mai întâi Drop Shadow. La Drop Shadow vom selecta Blend modul pe normal. Opacity-ul îl ducem la 100%. Unghiul la 90 de grade, dar înainte de asta deselectăm Use Global Light și vom scrie 90 de grade. Așa, distanța va fi de 8 pixeli, spread-ul îl vom duce până la maxim, adică 100%, iar size-ul îl vom micșora la 1. Atâta la Drop Shadow, vom trece mai departe la Inner Shadow. La Inner Shadow vom selecta Blend modul pe Linear Dodge, Add, Culoarea va fi albă, alb pur, adică diez FFFFF. Ok. Uh, vom scădea opacitatea în jur de 30. 30%. Unghiul va fi la 90 de grade, la fel, fără Use Global Light, deci deselectăm Use Global Light, iar mai apoi modificăm unghiul la 90 de grade. Distanța va fi de 5, ciocul de 0, iar size-ul îl vom mări la 9 pixeli. În rest nimica, vom trece mai departe la Outer Glow. Outer Glow unde vom selecta Blending modul pe Normal. La fel, opacitatea uh, Opacity-ul îl vom scădea în jur de 25% de data asta. 24% e bine. Și acum vom selecta culoarea principală. Acum trebuie să vă gândiți dinainte cum vreți, ce culoare vreți să aibă textul. Eu voi folosi aceleași culori, adică un verde, sau putem să folosim și un mov și un mov de bine. Dar hai să folosim totuși verdele. Uh, și voi selecta o culoare verde de aici. Uh, verdele pe care l am ales eu are, o are un cod de culoare. 3A, 8E, 38. Vedeți, este un verde pe la mijlocul gradientului aici, pe la mijlocul uh, ferestrei de selectare a culorii. Este un verde mai închis, mai pal. Ok. Am selectat această culoare, apoi tehnicul este softer, 0% spread-ul și 5%, 5 pixel size-ul. Vom trece mai departe la Bevel and Emboss ca să-i dăm un efect de un ușor 3D, Vom selecta stylul Inner Bevel dacă nu este selectat, Technic Smooth, cum este și aici, Default 100%, apoi Direction Up, Size-ul îl vom modifica la 10 pixel, iar soften la 0 pixel. Mai departe vom selecta la Shading, vom deselecta Use Global Light, iar mai apoi vom seta unghiul la 76 de grade. Altitudinea va fi 69, fără nicio aluzie. gloss Contour îl vom modifica și va fi al treilea de pe prima linie, adică Cone Inverted. Ok. Selectăm Anti-Aliased. Iar mai apoi Highlight modul va fi pe Linear Dodge Add cu culoarea alb. Dacă nu aveți selectată, selectați culoarea albă, adică #ffffff. FFF și mărim opacitatea la 100%. Iar mai apoi shadow modul vom pune tot pe linear dodge, add, numai că vom scădea opacitatea la 10%. Momentan nu se vede mare lucru, puteți vedea un mic efect 3D, or, o să vedeți mult mai multe în momentul în care vom adăuga culoarea de fundal. Cu asta probabil trebuia să începem, dar am zis să o luăm în ordinea layer stilurilor de layer. Mai departe vom selecta texture din cadrul Bevel and Emboss. Unde vom adăuga prima textură, această textură cu bule, care se găsește aici, bun, scale-ul va fi de 100%, de 100%. def-ul îl vom scădea până la plus aproximativ 30, bun, și link with layer selectat, invert deselectat, bun. Mai departe vom merge la următorul layer style, satin sau Satan, deja puteți observa ce am făcut cu textura, de ce am adăugat textura, vedeți se văd anumite bule pe aici, o să se vadă mult mai bine când vom adăuga culoarea de final, deci păstrăm ce e mai bun pentru final. La Satan vom, sau Satan, ha ha ha, că tot e uh, Halloween, blending modul îl vom seta pe soft light, mai apoi culoarea va fi negru, ds 50% la Opacity, unghiul la 19 grade, așa cum este by default, distance îl vom scădea la 7 pixeli, iar size-ul la fel 7 pixeli. Conturul îl vom modifica, va fi al patrulea de pe linia a doua, asta, Rolling Slope Descending, sau al treilea de la capăt, îl vom selecta, Uh, Anti-Aliased-ul îl vom selecta și în îl am selectat. Bun. Iar mai apoi, cea mai importantă parte, ultimul efect, este Gradient Overlay pe care îl vom aplica acum la sfârșit ca să îi dăm culoarea pe care o vrem. Țineți minte că dacă ați folosit mai sus la Outer Glow culoarea verde, este de preferat să folosiți și aici tot nuanțe de verde. Eu vă voi da două un gradient formal din două culori și vă voi da și codurile dacă vreți să folosiți aceste culori foarte bine. Dacă nu, puteți să folosiți alte culori, numai că să fiți atenți să, să selectați culori complementare, culori bune. Bun. Dăm click pe gradient și vom selecta culoarea deschisă. Dăm click pe alb, dăm click apoi pe color. Și... Vom selecta un verde deschis cu codul, de aici de schimbăm codul 06FF00, care este un verde foarte deschis, aici din colț, e ușor de selectat. Selectați de aici verdele, apoi verdele de aici. Iar pentru culoarea închisă, selectați un verde un piculeț mai închis, nu negru, negru nu arată foarte bine. Arată bine și negru, dar mai bine ar că arăta un verde mai închis, cu, culoarea, cu codul de culoare 05BE. 0,0. este un verde un piculeț mai închis. Ok, și așa îi dăm un efect toxic acestui text. Na, poate toxic ar fi un, un, un titlu mai bun. Dacă credeți că toxic este un cuvânt mai bun decât horror pentru acest efect, uh, lăsați un coment în comment box de sub, și voi schimba titlul. Dăm OK, iar mai apoi vom avea un pic grijă de gradient, care va fi pe normal de 100%, linear, la 90 de grade, scale îl vom mări la 110 și cam atât. Dăm OK și așa v-ați creat propriul vostru text, simplu, fără niciun efect din afara Photoshop-ului. Este un efect foarte interesant, de efect mai ales cu acest font, pe care puteți să-l folosiți în orice related de Halloween sau care are legătură cu ceva horror. Nu știu, un film, un... ceva gelatinos. Este un scris gelatinos ăsta, gelatinos toxic, așa. Sper că v-a fost util tutorialul, o să mai revin cu tutoriale pe Photoshop .ro. Puteți să vă abonați la canal ca să primiți ultimele videouri direct în subbox vostru. Dacă v-a plăcut tutorialul, nu uitați să dați un like, pe mine mă ajută foarte mult și mă motivează să continui. Lăsați un coment dacă v-a fost util, dacă aveți întrebări sau dacă vreți alte tutoriale. Adăugați tutorialul la Favorites, pentru că asta mă ajută să cresc în rank. Și de asemenea, dați share pe Facebook, pe Twitter și pe orice mediu de socializare aveți voi cont, ca să mă ajutați pe mine să formăm o comunitate, comunitate, mai mare de români care să fie pasionați de Photoshop în cazul de față. Ok, sper că v-a fost util tutorialul din nou. Eu sunt Cosmin, până la unul tutorial, numai bine. Salut! ca grafică, bă, ăsta pune punctul pe în Photoshop mai bine decât știi tu să scrii no. Design de background până la golurile lui drog Ba, tutorial Photoshop, dă de, de pe spate ideea no. Hello, o cu mine, Photoshop vine, e baza la mine rime Și dacă nu-ți place ce faci, nu se-ți placă sigur, dar să ți-l în fine no. Că -le, hai, stai, le ai stai, dai oamenilor tutoriale lui bai, hai bagă le în cap oamenilor, tu ai codai, ai codai, codai, hai, hai, hai de Doctor Virtual face operații în Photoshop, da, te da, da. n-are nevoie de doar, doar doar o da, extrem de complicată manual alte instrucțiuni în limba română Te învață artă, ah, te învață da. meserie Fără da. să-ți ceară vreo plată, ceară vreo plată.